Pacienții care, din diferite motive, urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală trebuie să știe că medicii le recomandă să aducă unul sau mai mulți donatori care să le asigure stocul de sânge pentru transfuziile ulterioare. În cazul în care un bolnav nu are aparținători sau rudele sale sunt prea în vârstă pentru a dona, pungile de sânge necesare se iau din băncile centrelor de transfuzii sanguine. Deci noi, în general, în momentul în care se planifică o operație, solicităm să aducă donatori. Din păcate, ne întâlnim de foarte multe ori cu persoane care nu au familii sau au familii în vârstă. Încercăm să-i motivăm să ne aducă, dar 5 donatori e cam mult. Încercăm, spunem, domnule, dacă puteți un donator, 2, cât se poate. Acum depinde de gradul de urgență al operației. Dacă e o urgență mare, noi intrăm pe sângele care îl avem pe stoc și atunci solicităm, în spirit civic, să ajutăm și alții care au nevoie de sânge. Dar să știți că am avut multe situații de persoane vârstnice care efectiv n-au avut cum să aducă donatori. Noi suntem obligați să informăm toate persoanele care primesc sânge că ar fi bine să găsească donatori, ținând cont de faptul cum a avut dânsul nevoie, poate avea oricine. Dar nu condiționăm actul de administrare de sânge, doar motivăm. Aici există și gradul de urgență pentru care se administrează sângele. Este bine ca pacienții care știu din timp că urmează să fie supuși unor intervenții chirurgicale să doneze sânge înaintea operației și să le ceară și rudelor ajutorul în acest sens. De multe ori, sângele provenit din băncile deja existente este o substanță străină, ca un organ, și e posibil ca organismul unui bolnav să-l respingă. Dacă pacientul se folosește de propriul sânge sau de cel provenit din familie, șansele unei reacții adverse sunt mai mici. În cazul unor urgențe, însă, fiecare secundă este vitală. Aceste recomandări dovedindu-se a fi inutile.